Sper să n-atragem atenția. Băi, Costel, ușule. Ce-or avea ăștia la sex shop? Bă, habar n-am, dar mor de curiozitate să aflu. Hai să ne uităm pe geam. Hai. Hai de mine! Au acoperit toate ferestrele, bă! Cum să te uiți? Nu vezi nimic! Și acum ce facem? Ce să facem? Intrăm! Ce se poate întâmpla? Haide! Stai, mă! Hai, mă! Nu intrăm, mă! Hai, dacă... mă! Dacă trece, mă, cineva cunoscut, ce facem? Bă, nu ne recunoaște nimeni! Că de-aia ne-am pus ochelarii și pălăriile astea! Zici să nu ne recunoască nimeni! Zici tu? Hai! Salut, băieți! Ce m-a speriat așa, băi? Bine, cum să nu ne sperie, bă? Tu vezi ce mă trai? Băi, da? Tu ce faci pe aici? Păi mă duc la piață, dar voi ce faceți? Noi am... am venit de la piață. De la piață, da. Ne citim un ziar acum. Da? Și cumpărăturile? Ce? Păi unde-s cumpărăturile? Păi n-am luat. A, da, chiar n-am luat nimic. N-am cumpărat nimic. Toate sunt proaste și scumpe. Da. Eu zic să te duci acasă. Nu, eu mă duc la piață, bă. Nu vreau să mă întorc cu mâinile goale. Salut, băieți. Bine, du-te. Salut. Succes la cumpărături. Du-te, pa. Dai. Stai să se depărteze un pic. Hai gata colțul. Hai să intrăm. Stai mă, băi, ce mai, mă? Stai mă, nu vreau să intrăm. Ce mă? Poate mai trece cineva cunoscut ca popa. Ce facem? Bă, n-am văzut ce fricos ești. Hai, că am o idee. Hai. Bună ziua. Uite, de ce a leșinat asta, mă? Bui, săracă, o fi stresată de la munca din magazinul ăsta. Mamă, ce e aici, bă, frate? Ia uite, bă, băiete, bă. Tu n-ai fi? Auzi, mă simt parcă aș fi într-un film din ăla interzis copiilor sub 18 ani. Cum, mă, tu ai 18 ani? După înălțime ai arăs de 12. Mamă. Super, ăsta e nou! Sex shop! Tu ai intrat vreodată într-un sex shop? Păi, sigur, când am fost în străinătate, de ce? Serios? Mamă, ce tari sunt străinii ăștia! La noi, dacă se deschide un astfel de magazin, ne bucurăm ca proști! Și ei îl au de când e lume, civilizație, nenică! Auzi? Și ce se găsește într-un magazin ca ăsta? Măi, să știi că sunt și chestii interesante, dar și o grămadă de ciudățe, crede-mă! Eu aș vrea să mă uit un pic pe geam. Măi, n-ai cum să te uiți, că geamurile astea sunt vopsite să nu se vadă înăuntru, înțelegi? Ce nesimțiți au vopsit geamul, eu. Păi și ce facem? Că eu mor de curiozitate. Vreau să văd și ce e înăuntru. Păi, dacă vrei neapărat să vezi ce e înăuntru, hai înăuntru. Păi, ne vede lumea. Da, ai dreptate. Și pe mine mă știe o grămadă de lume în cartier. Hai să găsim o soluție. Lovește-mă, iubitule! Cu care vrei să dai mai mult? Cu biciul numărul 6 sau cu biciul numărul 7, iubitule? Ce, mă? Bă, ce față ai cu masca asta, mă? Parcă ești Gingis Khan! Zi! Dă cu numărul 7 ăsta cu ghinturi să simt o plăcere mai intensă! Dar n-ai vrea tu să te ungi pe spate cu niște alifie ca să intensificăm și mai mult plăcerea, a? Unge-mă! Ce mai stai? Unge-mă! Băi, fii atent, un video! Opa! Bă, un video! Bă! O avea vreo casetă în el? Ia! Te dăm play? Aia, da, aici, aia, ia! Wow. Păi ce blondă, băi! Aici, băi! Aua! Uite-mă, uite-mă! Bă, ce faci nerășunat asta, bă, se dezbracă? Lasă-mă că face bine, mă! Lasă-mă, bine, 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 bine. Uite, a apărut un gagiu, frate! Așa, eu da, bă, și bine, voi, uite, bă, își dă și ăsta chiloții jos, fie de-a de-așa! Bă, da! Vine, mă, băieții! A, bă, că ăsta e trucaș, bă! Nu se poate! Nu poate să aibă el așa ceva! Bă, ce-i, bă! Vine cineva, băi, frate! Bună ziua! Aoleu, am leșinat! Vă simțiți bine? Da, bună ziua, vă pot ajuta cu ceva? Da, adică eu... zahăr aveți? Aici este sex
shop, nu ținem zahăr. Sex shop? Ia uite ce chestie, doamne. Și când l-ați deschis? Chiar azi. Ia uzi. Da. Și merge, merge. Păi merge, merge, Popa. Nu vrei niște bice pe spate? Ia zi. După ce căutați aici? Ce căutăm? Suntem clienți. Ce, n-avem voie? Pă cum? Ia uite cine e aici. Ce, mă, băieți? Aveți cumva probleme cu fetele? Lasă fetele. Zi mai bine ce cauți tu aici. Aici e piața, măi, nea, popicule. Dar ce vă interesează pe voi unde fac eu cumpărăturile, ui, doamne? Mă, tu le-ai urmărit cumva? Mă, tu vrei bătaie? Stai, mă, băi, de ieși afară, mă. Mă, te spion? Na. Ce poliție, mă? Stați așa, că nu-i nevoie. Îi potolesc eu. Ce faceți, mă, aici? Ia, uite cine e aici, bă, frate, americanul. Ce faci, tată? Ai venit și tu după zahăr, Nea Popa? Lasă voi asta, ce căutați voi aici? Vine cineva, vine cineva. Hai, bă, nu o să ne mai recunoască. Iar hoți! Ia uite, fată, de ce fi leșinat asta? Au, am speriat-o noi cu pungile, dă-te-o jos. Aoleu, ce chestie! Păi nu se speria toate prostile astea de pe aici, s-a speriat de noi de două pungi. Hai, lasă-o, lasă-o, că-și devine. Ei, ce părere ai? Ia, uite. Auzi, asta mi-aduce aminte de când eram eu mică și mergeam cu mama și cu tata la nudiști, la Eforie Nord. Opa, ia uite costelușule ce avem noi aici. Bine vestile noastre, doamne. Ia, ziceți, fetelor, ați venit să cumpărați zahăr. Ca Nea Popicu? Aha, dar cu voi ce aici, măi băieți? Au băgat cumva bere la sex shop? A? Bere la sex shop? Aaa, ia uite! Și tu, americane, ce cauți aici? Cine mai e? Băi, la urma urmei, ăsta e un magazin pentru burlaci, dacă vrei să știi. Nu mai spune! E pentru cupluri și tu ești singur. Ah, asta în ideea în care, în sfârșit, nu cumva te-ai gândit să recunoști că ești cu Popa. Zic, mă! Zi, mă! Păi dacă vreți să știți, în cazul meu nu este vorba de un cuplu. Ha, e vorba de un trio, dacă vreți să știți. Trio? Momentan sunt cu 200 ardeze, na. Eu își pui costelușile. Stai, mă, puțin, cu 200 ardeze în același timp? Da, costeluș. Este foarte simplu. Când sunt cu una în pat, cealaltă e în avion la serviciu. Și viceversa, înțelegeți? Băi, americanii, trebuie să recunosc, ești mare, domne. Mersi. Bravo! Mersi. Dar cum reușești tu, mă? Să n-afle una de cealaltă. Nelu, Nelu, da? Să mergem acasă, da? Hai. Da, hai, da, bine, hai. Bine, hai, hai că te spun. Hai că mi-a plăcut, să știți. Păi dacă tu ai zahăr. Bună ziua, bună ziua! Suntem de la Cartier TV și vă felicităm că ați ieșit câștigători! Ce? Stai puțin, ce am câștigat, că nu înțeleg. Ați fost ales să participați la un reality show produs la noi, la Cartier TV! Aole, mulțumim, dar de ce tocmai noi? Da. Simplu! Ați fost primii vizitatori ai sex shop-ului deschis astăzi în cartierul vostru. Aole. Asta înseamnă că sunteți niște oameni fără inhibiții și pentru care sexul este un subiect liber. Iar noi, de astfel de oameni, avem nevoie pentru show-ul nostru! A, show? Ce show? Pot să cânt și eu muzică populară? Sigur, puteți face ce vreți, pentru că noi vom monta niște camere de filmat în apartamentele dumneavoastră. Și veți fi urmăriți 24 de ore din 24! Ce, mă? Camera de filmat la mine acasă! Nici să n-auzim! Nu așa ceva! Ce am vrut? Să fiți protagoniștii unui show adevărat? Nu, domnule! Să știți că e vorba de foarte mulți bani la mijloc! Merge? Bună seara! Iată că a sosit momentul să-i cunoaștem pe reprezentanții celor două familii alese! Familia Curcă! Hello, 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 hello! Sunt Nelu Curcă și ea este doctor Isabela, partenera mea de viață. Bună! Și familia Jurcă! Bună, salutare! Eu sunt Costel... Vă iubesc pe toți! Stai puțin, mă. Eu sunt Costel Jurcă și este soția mea iubită, Lili. Împreună formăm familia Jurcă! I love you! Salut! Acestea fiind spuse, vă reamintim că protagoniștii acestui show vor primi câte 1000 de euro pentru fiecare membru de familie!
Cât? Exact cum ați auzit. Deci fiecare familie va primi câte 2000 de euro! Ce se întâmplă aici? Ah, Mimi, bine că ai venit! Dați-mi voie să vă prezint pe Mimi, fata mea, Mimi, care va participa și ea la reality show. Suntem deci trei membri de familie. Ea e Mimi. Da, da, bună! Bună! Ha! Ce zăpăcit pot să fiu, stimați telespectatori! Am uitat total de fata noastră, Adina. Este cea de-a treia membra a familiei noastre. Vino încoace, Adina! Deci, îți explic eu mai târziu. Deci noi suntem tot trei membri ai familiei. Roxana, fata noastră cea mică! Da. Bine că ai venit și tu, mă, tată! Vino, și va participa și ea la reality show. Hai, vino aici, vino aici. Ei, dorme. Da. Suntem deci patru membri. 4.000 de euro, deci. Patru membri. Păi patru suntem și noi. Om, patru. Adu-l pe Mihăiță. Am uitat de Mihăiță al nostru. Mai avem un membru, este foarte mic, este un băiat drăgălaș, iubitor. O să-l vedeți acum, îl cheamă Mihăiță. Uitați-l pe Mihăiță. Are fiul nostru Mihăiță. Deci și noi vom lua 4.000 de dolari. Sigur că da. Bună seara! M-am gândit să particip și eu la show-ul ăsta. Mă numesc... Ce uituc sunt, Bela, fraților! Cum să-mi uit eu copilul din prima mea căsătorie? Sebastian, vino la tata, mâncă-te, tata de te mănânce! Bine că ai venit, mă! Bine că ai venit! Bine, dar eu... Taci, că ți explic eu tot ce e de făcut, măi, tată, mă! Este fiul dumneavoastră? Da, da. El este, da. Sebastian! Arată de 50 de ani! Știu! Știu! Copilul ăsta este drama vieții mele, domnișoară! Uitați-l! L-am făcut la beție! Oh, Sebi, Sebi! Boala l-a făcut să arate așa de când era mic, bătrân. Uite, așa arăta și la 10 ani, un călat, tata. Bun, dacă hai familiile sunt reîntregite, să facem prezentările și pentru telespectatori. Iată membrii familiei Curcă. Nelu, 42 de ani, patron la o firmă de transport. Macio, colecționar Playboy, e un adevărat taur în pat. Bela, 30 de ani, psiholog. O ființă duală, liniștită ziua, o adevărată fiară în fiecare noapte. Mimi, fata cea mare, 21 de ani, studentă la teatru. Dură, sexy, adeptă a pedepsei cu biciul. Roxana, fata cea mică, 20 de ani, specialistă în tatuaje. Iubește bărbații cu mașini echipate cu lanțuri. Familia Jurcă se compune din Costel, 40 de ani, patron, un tip puternic, descurcăreț cu mare trecere la femei. Lili, 33 de ani, șefă de magazin. Iubește muzica populară și partidele lungi de sex. Adina, fata cea mare, 20 de ani, șefa unui butic. O adevărată blondă, devoratoare de bani și de bărbați. Mihăiță, fiul cel mic, 2 ani, fără ocupație. Un Casanova în devenire, pupă tot ce pe lângă. El este prietenul nostru, americano! Ce-i balamul cu ăsta? Pleacă, domnule, afară! Păi ce balamul? Păi este show! Nu intri și tu în show! Da, domnule, hai să fii și tu vedeta, americane! Uși, mă, deci că n-am nevoie de prostiile voastre! Ieși, domnule, afară cu camera! Ieșiți afară! Nu faci și tu parte din marea noastră familie? Da. Să ne părăsești tocmai acum, americane! Bine, bă, bine, hai! Nu pot să vă refuz ce să fac. Bravo, bravo, bravo! Bine! Atunci trimit imediat echipa și aici să monteze niște camere de filmat. E fantastic, hai! Acum o să mergem, o să mergem jos. Băi, băi, băi! Au plecat? Au plecat. Dar noi putem să ne mai jucăm, stewardesa mea. Nu, 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 nu putem să ne mai jucăm. De ce? Pentru că am cursă, trebuie să plec.
succes celor două familii și să le reamintim că, din acest moment, vor fi urmărite 24 de ore din 24. Baftă! Reality show-ul a început! Păi, deci, a început, nu? Da, da, a început. Păi, ca să... Cum vi se par, șeful? Ai făcut treabă bună, regizoare, și tu și reporterița noastră. Au niște fețe tipice de oameni care locuiesc la bloc. Fii atent! Totul e să ajungă cât mai repede la sex! Asta e cheia show-ului. Ajung, ajung sigur. Nu vedeți ce fețe de obsedați au Nelu și Costel? Da, într-adevăr, trebuie să avem grijă de ei. Casetele să ajungă la montaj imediat ce ies din aparate. Bună dimineața, Bela! Bună dimineața! Cum nu te-ai schimbat? Trebuie să cobor la cabinetul de psihologie, draga mea! Te așteaptă o mulțime de pacienți, ca de obicei zilnic, între orele 8 și 14. Ce minunat arăți! Mă schimb și vin și eu imediat la micul dejun, draga mea! Dar te rog frumos, grăbește-te, Nelu, pentru că și pe tine te așteaptă o mulțime de clienți. Așa este! Bună dimineața, tăticule! Ah, uite-l și pe Sebi! Dragul meu, te duci la orele de matematici comparate și la golf, nu-i așa? Deși am probleme cu fizicul, cu mintea stau foarte bine! Așa este! Tăticule, îmi dai și mie niște bani de bomboane? Vreo 500 de mii! 500 de mii? Ce-ai nebunit pentru bomboane 500 de mii? Ia-i 50 de mii și du-te, hai! Mulțumesc, tăticule! Hai! Nu pot acum! Au nebunit! De când sunt eu pe lume, n-am mai văzut oameni atât de falși. Cred că au emoții. Uite cum se laudă ăștia singuri! Ia, bagă să vedem ce face familia Jurcă. Honey! Da, iubito! M-am adus pâinea! Bravo! Ce rochie frumoasă ai! Mersi! Vrei să aduc și caviarul? A, nu, te rog! De 4 zile numai caviar și șampanie avem! Eu nu mai vreau caviar! M-am săturat! Iubitule, dacă nu-l mănânci astăzi, va trebui să-l arunc! Asta este? Caviar? Aș mânca ea niște caviar. Vrei caviar? Gata? Masa s-a terminat. Caviarul? Niciun caviar. Face rău la ficat caviarul. Dar mi-e foame, mami, foame mie. Poate vrei să spui foame de cultură, draga mea. Te rog să te duci imediat la tine în cameră și să asculți Mozart. Pentru că eu am de discutat cu mama ta niște lucruri foarte importante. Haide, haide! Ascultă-te pe tata! Du-te, du-te! Du-te pe tata! Oare cât o fi ceasul ăsta nou și de firmă? Că eu nu prea văd bine la el. Mă rog, oricât ar fi ceasul, cred că este momentul să discutăm despre viitorul lui Mihăiță, draga mea. Unde zici tu să-l dăm noi la facultate? La Oxford sau la Cambridge? Nu știu, că nu sunt grozave nici una, nici alta. Dar cred că va trebui să optăm pentru Oxford. Da, cred că Oxford este foarte bună. Este o facultate senzațională, Oxfordul. Ce-i tâmpenia asta? Nu. Cine să cred să rântoci ăștia? Nu vă enerva, șeful. Bună, americane, ți-a fost dor de mine? O, stewardesa mea iubită, cum să nu-mi fie dor de tine? Nu prea cred. Altădată eram deja în pat. La americană a intrat o tipă.
Hai, americane, trage la poartă! Sper să ajungă la sex cu ea! Ia-o la impuse! Deci-o la liberă! Știi ceva? Uite, am o idee. De ce să ne grăbim? Ia loc. Ți-aș propune să-ți gătești ceva. Ce ai zice să-ți pregătesc ceva deosebit, numai pentru tine, stewardesa mea iubită? Ce e cu tine? Ce? Tu nu ești genul care să gătească. Știi ce cred eu? Ce? Cred că tu mă înșeli. Eu să te înșel, iubita mea stewardesă? Cum poți să crezi un asemenea lucru? Numai pe tine te iubesc, numai pe tine. Gata, cu vorba că mă-ai plictisit. Stai, stai, te rog, stai, lasă-mă. În sfârșit, cineva normal în blocul ăsta, a? Simt deja cum îmi crește ratingul. Bravo, fato, asta ne trebuie, dă-i, dă-i. Ai, americane, fă ce vrei din mine. Mă scuzați. Unde mă duci, americane? Te duc la baie, nu vrei să facem un duș împreună? Hai să mergem. Gata cu toate camerele. După ce pleacă urangutanul ăsta, urmează o partidă de sex nebun. M-a trimis tata Nelu să vă ajut să facem pătuțul! Că poate-mi da și mie un pătuț! Ia, se va ce... A, delicit! E mult la română! Cine l-a trimis pe dobitocul ăsta? Dispar că te omor! E mult la... Băi, americane, am o criză extraordinară de lumbago! Aoleu, și ce să-ți fac? Vino cu ce? Hai, mă, nu mai țipa! Băi, ridică piciorul! Nu am fost să nu mai țip, ce ai? Ce se întâmplă? Stai liniștită! Nu pot să te... Bă, n-am ce să-ți fac, rămâi așa până-ți revii, că n-am ce să-ți fac. Și cum adică? Noi ce facem? Cum adică ce facem? Noi doi mergem la hotel, iubita mea. Ia-ți haina și vom merge doar noi doi. Popa astăzi revii repede, da? Mergem la hotel. Dar noi ca doi porumbei, iubita mea, stewardesă. M-a curentat! Stai că e mobilul, domne. Ia să... Alo? Copil tâmpit ce ești! Da? Da, tu! Da, acolo cine e? Mama! Cum o fi astăzi vremea, dragul meu prieten? Dragul meu Costeluș, la buletinul meteo a spus că va fi soare. O, ce bine! Asta înseamnă că putem face și noi o mică plimbare. O, da! Bună, tată! Ce bine îmi pare că te văd, fata lui tată! Și mie îmi pare atât de bine, dă-mi și mie niște bani. De unde să-ți dau ție bani? Normal că-ți dă tata. Cum să nu dea tata a fetiței lui bani? Mulțumesc! Taticule! Tăticuțule, am văzut că ai dat bani surorii mele. Dă-mi și mie niște bani. Da, Roxana. Și tu, ce sunt? Ia-i, du-te. Mulțumesc. Ce să-i faci, dragul meu Nelu? Așa sunt copiii. Copiii, în ziua de azi, vor bani și... Bani și iar bani. Da! Nu? Mai ales când taților lucrează... Mai fii atent, mă, fii atent, mă! Ăștia sunt șmecheri. Își fac reclamă în emisiunea noastră. În loc să-și vadă de viața lor, să ne dea scene de sex, ăștia se folosesc de noi. Acasă!
Da? Alo? Să știți că ne puteți contacta la numărul de telefon 234-8957. Nu, nu, fii atent. Trebuie să vorbim cu ei. Să le spunem că dacă nu se comportă normal, nu le dăm banii. Da. Bună. Vreți... Nu. No. Eu așa... Taci. Da, da, păi ți-am trimis viramentul, sigur. Trebuie să-l primești. Da, da. Ce-i asta, mă? Au trecut la filme mute? Am vorbit cu ei, vă place? E mai bine așa, nu? Ce să-mi placă, băi, Stan și Bran, ce să-mi placă? Dacă eu n-am sex pe ecran, s-a dus dracu show. Gata, nu mai are niciun sens. Șef, am vorbit cu ei să fie mai natural, mai bigi-bigi normal. Ai vorbit cu ei și i-ai inhibat de tot. Nu, știu ce facem. Fii atent. Mâine strângem toate aparatele. Renunțăm? Emisiunea mea? Asta trebuie să creadă ei. Strângem camerele mari și montăm altele mici. Asta poate fi ultima noastră șansă. Șef, șef, ești mare. Bela, ție nu ți-e dor? De ce să-mi fie dor? A, știi tu de ce? Bine, încetează, te rog frumos, ăștia sunt cu camerele pe noi, ne vede toată lumea. O să știi că e greu să fii actor. Ha! Adio, viață privată! Îmi vine să urlu! Abține-te! În câteva zile se termină, le luăm banii și pe urmă poți să urli cât vrei. Aole, și până atunci nimic, nimic? Aole, aole, aole. Auzi, mămică? Ție nu ți-e dor așa puțin? Mi-e dor, mămică, dar știi că ne văd ăștia cu camerele. Păi de-aia mă gândeam și eu că poate aici sub plapul mă nu ne văd, a? Nu, lasă, 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 ai răbdare. Se termină show-ul, luăm banii și apoi ne facem de cap. Bine! Bună ziua, ne scuzați de deranj. Ce? Ce cu voi aici? Am venit să strângem camerele. Păi de ce se întrerupe show-ul? Avem o defecțiune tehnică la rețea și trebuie să le verificăm. Ah, și nu ne mai filmați? Exact. Pentru o perioadă nu veți mai avea camere de filmat nici aici, nici la familia Curcă, nici la americanul. Aha. Și asta înseamnă că suntem liberi, nu ne mai vede nimeni. 24 din 24, nu ne vede nimeni, nu? Da, pentru o perioadă. Am înțeles. Da, da? Ok, noi am plecat și revenim după ce le reparăm. Bună ziua! Să rămână, la revedere! La revedere. Facem ce vrem, facem ce vrem, facem ce vrem! Auzi? Diseară facem sex! Neapărat, să știi, neapărat! Hai, du-te, du-te, să vii repede! Nu ne vede nimeni, bă! Hai, nu ne vede nimeni! Se rezumă? Nu se poate, ai voi! Păi stai liniștită, că am venit să cumpărăm. Da? Voi să cumpărați. Păi, adică noi nu avem fețe de sex shop, nu? Sau cum? Dacă mă întrebați pe mine... Mă rog, ce doriți? A vrea niște textile comestibile la ofertă. Da. Adică sutienă, chiloței, adică... Cu gust de fructe de pădure, dacă da, se poate. Da, 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 da. Gata! Au căzut în capcană! Șeful, ești mare. Cum te va veni ideea asta?
Vezi, bă, de-aia sunt eu șef și voi angajați. Bună, americane! Ți-a fost dor de mine? Iubita mea, bine că ai aterizat. Vino, de data asta nu mai scapi. Oh, cum arăți, iubita mea! Turum, 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 tom, tom. Stai jos, nu mai suport. Vino cu acea. Nu! Hopa! Ce? Ce e cu tine? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Hai mai bine la duș. Nu mai suport. Și apoi vom reveni cu amănunte aici. Hai la duș. Turum, turum. Yes! Turum, 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 turum. Acu' să te ții. Ăștia dărâmă blocul. Cade scaralistă și mergan. Foarte bine, asta ne și doream. Popa, sper să nu fii tu. Da, ai răbdare. Bună, americane. Nu te bucur că mă vezi? Da, da, da. Tu nu trebuia să vii în cursă? Trebuia, dar zborul spre Singapore s-a amânat, așa că am profitat și m-am întors. Ce faci, nu mă inviți în casă? Ba da, ba da, ba da, te rog, te rog. Auzi, lasă... Ce-ar fi să facem sex în debara? A? În debara? Da, în debara. E mult mai sexy, a? Haide, haide, hai în debara. Pe aici, la stânga, la stânga, pe aici. Americane, mi s-a părut că am avut o voce de femeie? Dragă, ți s-a părut. Du-te înapoi în baie că vin imediat. Vin imediat. Ce fac eu acum cu două? Să vezi că Bou vrea să fugă. Mai bine plec. Mai bine plec. Sigur. Nu te enerva, șeful. Uite, celelalte familii. Mama, vreau să spun ceva. Eu astăzi am cumpărat ceva foarte important. Ei, sper să fie ceva foarte folositor, că altfel ai scandal cu mine. Ia zi, ce ai cumpărat? Păi, am cumpărat... am... niște biscuiți. Și ce ziceai că ai cumpărat tu astăzi? Am fost la... la... și am luat niște... niște... Am luat niște becuri. Aoleu! Nu se poate! Sunt cei mai mari tâmpiți pe care i-am văzut vreodată. Ce face, șef? Nimic. Trimite să ia camerele de filmat. Oprește show! M-am săturat! O clipă, șef. Au pornit fetele la atac. Bela! Am fost astăzi la sex shop și am făcut niște cumpărături. Ia-le vie! Ia, uite ce frumusețe! Scuze. Ce faci, americane? Unde pleci? Sper că nu vrei să ne lași baltă. Cine sunteți voi? Nu vă cunosc, cum ați ajuns la mine în casă? Vă rog să ieșiți imediat acum afară. Haideți! Lasă vrăjeala! Noi două suntem surori și ne povestim una alte aventurile. Americane, nu vii să zbori cu noi? Sau rău de înălțime? Eu nu, nu. Păi atunci... zbor cum să nu? Voi vorbi serios, nu? Yes! În sfârșit, toată lumea face ce trebuie în show-ul meu.
Sunteți fericit, șeful? A, tu știi că pe mine numai ratingul mă face fericit. Și pe noi. Și cred că am găsit și titlul pentru show. Cum? Sex la tot cartier. Să fie, avem timbeșut. Uite astea două, de exemplu. Mă inspiră pentru un film de lung metraj pentru adulți. Îți dau eu bani. N-am văzut așa tâmpiți de când m-a făcut mama. Măi, Costele, tu nu mai știi nimic de aia cu show-ul, domne? Băi, ei au zis că iau camerele, le repară și o să le aducă înapoi. Asta e tot. Bă, vă spun eu vouă, ăștia ne dau țeapă. Țeapă! Bă, spune-o, nu cred așa. Hai, mă rog. Salut. Salut. Ce faceți? Bă, voi mai știți ceva de aia cu reality show-ul? Nu știu. Uite, asta vorbeam și noi și Nelu zicea că ne dau țeapă. Țeapă, mă, spun eu, spun eu că e țeapă. Țeapă, ha. Și nici cele două stoardese nu m-am mai căutat. Să nu le-a fi plăcut seara de sex? Mă, eu zic că le-a plăcut, că s-a auzit până la noi în apartament. Lili, eu în locul tău n-aș vorbi, pentru că și voi v-ați auzit până la noi în apartament. Păi, nici eu în locul tău n-aș vorbi, că și tu te-ai auzit, să știi. Da, da, v-ați auzit și voi până la noi în apartament. Ia, s-a auzit pe la? Ia. Și cum făcea pe la? Ia, zi. Făcea așa. Băi. Nu vreau să aud, ia zi, mă. Nu se poate, în blocul ăsta, pereții sunt atât de subțiri. Băi, și nu cu telefon. Vezi, mă, că e al tău, mă. Al meu e. Deci era vieții. Cine? Bă, mai tăcesc, bă, că e producătorul cu show-ul. Așa. Să venim să luăm banii? Păi cu show-ul cum? Gata, am înțeles. Ce zice, mă? Bă, frate, să mergeți să ne luăm banii. Dar ce e suficient cât au filmat, auzi? Adică ne dau banii doar pentru atât? Nu, păi înseamnă că ne-a scos, bă, frate. Să-l-am banii! Am luat banii, suntem bari, băieți. Și acum mergem direct la... Sex Shop! Băi, altădată, pentru seri speciale ce cumpăram? Lumânări, șampanie. Acum vom cumpăra tot ce ne trece prin cap de la... Sex Shop! Hai. Mare invenție magazinul ăsta, mă! Da, bă. Salut! Felicitări! Salut! Bă, nu vă mai uitați așa, mă! E normal! Suntem vedete! Ne cunoaște lumea, mă, tată! Băi, stai puțin! Eu mă tot întreb! Sunt curios ce i-a plăcut lumii, mă, frate, din ce a văzut la televizor? Cred că partea aia când mă dădeam eu mare cu icrele negre, da, știi? Da. Și eu sunt foarte curios ce-or fi dat ei pe post din tot ce-au filmat. Da, mă, frate, foarte curios. Hai! Bă, de ce cu atâta lume la sex shop? Bă, coadă la sex shop? Am trebuit să o văd și pe asta. Iute-mă! Ieși-mă, sunt actorii din show! Da! Salutare! Ce faceți voi pe aici? Am cumpărat DVD-uri cu voi. Aha, sunteți star, nene. Hai, cum ați avut tupeul să faceți asta în fața camerelor? Bă, frate, nu e mare lucru. Nu e mare lucru să faci sex cu nevasta în fața aparatelor de filmat. Dar tu, americane, cu două, da? Ești tare, frate. Păi, au dat ei asta pe post? Mă, că au dat, au scos și DVD-uri. Vrem și autografe. Nu se poate. Îl desfințez! Îl omor! Îl dau judecată! Bă, Neluțu, stai, că nu poți să-i dai în judecată, mă. Cum? Păi, băi, ai semnat un contract prin care se stipula că ne lăsăm filmați. N-ai cum, bine, ne-au păcălit ei, că au scos camerele. Stai, mă, liniștit. Dar totul s-a desfășurat conform contractului. Păi și ce facem? Mă, eu zic că mai bine să ne folosim de statutul ăsta, nu de vedete, a? Nu o să avem mai mult de câștigat. Ascultați-mă pe mine. Cine vrea autografe? La o parte! Bună ziua! Bună ziua! Doamnelor și domnilor, iată-i pe eroii noștri! Iată-i pe eroii noștri! Da. Cum vă
vă simțiți noua postură, cea de vedete? Este foarte bine. Da. E greu să fii vedetă, într-adevăr. Imediat vă dau și autograful. Ești liberă pe la ora 7:00 asta? Voi mă ajutați să devin manager aici la clubul ăsta și eu vă dau bere gratis. E bună afacere, dar are un mic defect. La americanul nu merge cu pile. Dumneavoastră sunteți incompatibili. Cum? Nu puteți avea copii împreună. Și atunci ce caute mă asta? Stați, doamnă, să vă explic. Ce să-mi explici? Hai, zi. Ce? Hai, zi. Mama, explică. Ia? Așa? Nu știu cum a... Ce să-mi explici? Bela, te implor, nu pleca. Dacă tu n-ai înțeles că pentru mine, la vârsta mea, cel mai important lucru este un copil, îmi pare foarte rău, Nelu. Am...